Doamnelor și domnilor, avem o poveste absolut fabuloasă pe care ați avut-o ca introducere chiar din declarațiile Ralucăi Pastramă, fostă Pascu, și a lui Pepe, actualmente Pascu, pentru că situația în care Raluca este atacată că nu ar fi o mamă bună de doi tați, este foarte, foarte spectaculoasă. După care o să vreau să-l întreb și despre situația cu Adrian Marțian pe domnul Adrian Cuculis, aflat aici alături de noi. Fusese răzdat, da, dispărut domnul Cuculis, dar era peste poat. Deci, cum facem cu trebuie? Da. Haideți, cu ce vreți să începem? Hai să ne distrăm puțin cu povestea asta cu domnul Marțian, care așa toată lumea știa pe surse cum și-a înscenat el, cum a făcut, dar fă că a fost scos din are, adică a fost reținut, dar nu s-a dat arest preventiv, a fost eliberat pentru lipsă de probe. Ce ne facem, fetelor? Cum e treaba, domnul Cuculis? Da, să fac și eu o paranteză, te salut, Cristi, a fost chiar culmea să discutăm despre Marțian și să mă fi dat pe mine dispărut, adică era chiar cumva amuzant. Dar, dacă nu ești copilul lui, da. În ceea ce privește speța Marțian, sigur că din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte complicate, pentru că și acest heirup pe care autoritățile l-au luat la început, sigur că nu putea să meargă la nesfârșit dacă nu aveai niște probe. Noi am văzut de prima clipă, am dezbătut subiectul chiar în ziua în care a apărut, am văzut și probele. Omul este un manipulator, dar de la a fi manipulator și de la a fi un om care își alienează parental copilul împotriva mamei și face tot felul de gesturi de genul acesta, și la un infractor, ca să poți să-l bagi în spatele gratilor, este cale foarte lungă. Putem să spunem că a dat declarații care teoretic ar fi indus în eroare organele judiciare. Ok, bun, fă dovada că așa au stat lucrurile. Putem să spunem că a fost instigator la trecerea frontierei în mod frauduros cu acei copii. Ok, bun și asta, dar trebuie să faci dovezile. Încălcarea ordinului de protecție. Ok, bun, dar trebuie să faci dovada și cu privire la treaba asta. Și nu în ultimul rând această încălcare a măsurilor dispuse cu privire la minori, adică el are o hotărâre judecătorească de anul acesta, definitivă, prin care se arată că avea obligația ca să ducă copiii practic în Spania, lucru pe care nu l-a făcut. Tot amalgamul acesta, procurorii se pare că n-au reușit să dovedească mare lucru. Eu mențin părerea și așa o să rămână până la capăt. Omul nu are ce căuta liber pe străzi. Omul și-a înscenat practic toate lucrurile astea și acum o să mă întrebați până la dovezi. De ce face acuzația asta? Ce dovezi ai? Exact. Dovada cea mai bună este următorul raționament. Cum se poate gândi cineva rezonabil că niște răpitori puși de către mamă, așa cum a spus el, fac o filmare unde ei spun, domne, noi vrem la tată, iar acea filmare care teoretic ar trebui să fie protejată nici de cum să ajungă în spațiul public, ajunge pe mâna lui Marțian, care o dă mai departe poliției și presei. Adică este la mintea cocoșului, este o prezumție judiciară asta, nici măcar nu-ți trebuie o altă probă. Dar de aici și până la a-l băga în spatele gratilor e cale lungă, plus că în momentul în care a anunțat această dispariție, părerea mea este că toate cheltuielile astea care s-au făcut, nu mai vorbesc despre aducerea din Serbia, despre toate tirurile oprite, despre toată organizarea asta de forțe, cu câinii de urmă, cu notarea în sistemul Interpol, cu tot ce s-a întâmplat, dacă îl vor găsi de-a dreptul mincinos pe Marțian, ar trebui să-i deconteze totul în cârcă și să nu plătesc eu sau Cristi Brancu sau cine mai e în platou sau cei care se uită la noi chestiunea asta, pentru că nu e normal în primul rând. Deci asta, ceea ce spui tu, domnul avocat, este o suspiciune. Până la dovezi, domnul Marțian ne poate și te poate da în judecată fără probleme. Este prezumție, nu este suspiciune. Suspiciune este așa că simt eu, dar e o prezumție, că dacă n-aveam materialul respectiv și Marțian spunea doar atât, domne, copiii au fost răpiți de măsa, punct. Atunci nu puteam să fac afirmația asta. Dar atâta vreme cât tu spui copiii au fost răpiți de maică-sa și a pus niște răpitori pe urmele lor, cum ne putem închipui că maică-sa să dea publicității un clip în care spun copiii că vor să ajungă la taică-sa? Am înnebunit, ce Dumnezeu! Da, domnule, adică mă înțelegi că trebuie să fii avocatul ăluilalt, că tu ești avocatul unuia. În sensul în care el vroia să spună că doamna stătea liniștită coordonând totul cu ajutorul, probabil, scuzați, al unor cetățeni, iar el
văzând că copiii au fost răpiți, a nebunit, a venit de la Viena și s-a dus nene ca să vadă exact unde-i treaba și l-au contactat pe el pentru că omul cu le cașcaval era nespa el. Nu doamna Roxana, care într-o situație absolut nebunească aflăm că este acum în relație cu băiatul lui, exact. Iar Marțian pare să că a avut o relație cu sora ei. Da, deci, așa ceva, da. Încurcate scăile domnului, încălcite scăile domnului. Astea nu sunt încălcite. Astea prea mult încălcite. Puțin împuțite chiar așa. Cam puțin, da. Ceva da. De genul. Bun. Domnul Zara, aveți vreo părere legătură cu această situație? Cazul a captat atenția întregii opinii publice, într-adevăr. A ținut prima pagină pe fiecare post de știri din întreaga țară. Acum, povestea e alta, întrebarea e alta. Din punctul meu de vedere... Ia și pentru domnul avocat, te rog frumos, zi. Autoritățile, în momentul în care el a ieșit așa. Din țară, la graniță, nu e verificat nimeni într-atât încât să vadă că se întâmplă lucruri, adică... Nu mă, dar el a ieșit ca om. El nu a ieșit cu copiii împreună. El avea interdicție de a se apropia de copiii. Copiii nefiind... la distanță ilegă, care să, cum să spun, să fie depedepsit. Okay. Nu, depedepsit, adică dacă erau împreună s-a terminat. Da. Dar el, dincolo de graniță, poate să zică, domnule, i-am găsit. Ok. Urma să spun. Nu l-a mai prins nimeni, dar, domnule, urma să spun. Și atunci trebuie să dovedești că el l-a plătit pe ăla. Poate e o chestiune de timp. Și asta poate e nu e. O să vedem. Dar acum, mă rog, probabil autoritățile stau și verifică totul. Sperăm să verifice într-adevăr, pentru că un astfel de caz cumva totuși te pune pe gânduri. Că se pot întâmpla astfel de situații și în care, iată, nu e tocmai ok tot ceea ce se întâmplă. Da. Domnul avocat, mai spunem ceva în legătură cu aceste situații sau trecem la următorul? Sigur că spunem. Nu, mai stăm un pic aici că Marțian nu există. Eu vorbesc despre povestea asta de o săptămână și jumătate. Dacă tu stai și... Deci, practic, îți muți copiii într-un mod nelegal. Ei luau frumos din Spania și ai spus, gata, domne, eu de acum m-am făcut stăpân pe copii pentru că teza asta a fost spusă de către el că acum, de data recentă, nu de acum 2 ani de când se judecă cu mama copii. Cu soția, da. Se dovedește că acei copii sunt alienați parental, adică cineva le-a sădit acolo o travă, cât un pic, cât un pic, cât un pic. Da, domnul avocat, spuneți. Explicați-mi și mie unde a fost mama, că n-am văzut-o deloc în nicio filmare. N-a văzut-o. Am crezut că o să tabere pe graniță, am crezut că va fi și ea, adică omul stă la Simeria într-o rulotă, ia în fața rulotei. Corect. Acolo era cu o bună. Mie, eu nu prea înțeleg lucrurile astea. Mama niciun semn. Adică poate dai și mie o explicație logică la treaba asta. Explicația logică este că după 2 ani de procese te așteptai să-ți iei copiii înapoi și să-ți vezi de viața ta. Și nu ești lângă copiii tăi dacă ai dreptul? De exemplu? Adică ea, deși copiii nu vreau să se vadă cu ea, ea era putea să fie în casa alăturată. Exact. Și să zică în fiecare zi, hai că vă iubește mama, hai că vă iubește nimic. Mama. N-am cum nu să... era acolo. N-am cum să... Aia, că n-avem cum să... Că ceva e ciudat totuși. Bun, o fi ciudat, dar două instanțe definitiv că trebuie să întoarcă... Aia, bine, tu vorbești cu deciziile definitive. Eu spun uman așa, frate, e copilul tău. E mamă. Trei, ai tăbărât acolo, sunt sânge din sânge, instinctul de mamă, instinctul de mamă trebuie să-și pună cuvântul, indiferent... Poate mi-explică și mie cineva de ce nu era acolo. Ce a spus doamna Intotero? Domnule, mama nu prea vine. Păi stau bănuim, dar mama de ce nu vine? Atenție cu instinctul de mamă. Haideți să vă potolesc și cu instinctul de mamă. Ia. Aduceți aminte de cazul Anița Condescu? Ia zi, care era? Că nu mai știu acum. Nici eu nu știu. Doamna, că fata fostului patron de la Pandurii Târgu Jiu, așa. Care a venit pe aici prin București, că, mă rog, îi luase copilul și când s-a dus să-i bată la ușe soțului, soțul a sunat la poliție și a primit un mare ordin de protecție, că ce căuta să-și caute copilul în fața ușii lui bărbasul? Acum aici nu prea era chiar aceeași situație, era decizie definitivă la Condescu? Păi era sigur că da, cum? Definitiv. Bă, știi cum e? Măcar trebuia să încerce doamna, nu vă supărați. Nu știu dacă a încercat sau nu, dar o să ne lămurim. Eu nu spun că... În cazul, știi cum de, e? Față, în cazul de față nimic. Spunea zero. Adrian Păunescu o dată că l-am întrebat despre domnia sa și a zis, domnul Brâncu, n-am fost ușă de biserică, dar nici de bordel. Aș vrea să știu și eu aici care e ușă de biserică și care e de bordel. Chiar de bordel, exact. Gata, schimbăm vorba. Altă întrebare, cum spunea domnul ministru acela. Da, mai da. Avem o situație cu domnul Pepe, ca să nu reținem mult pe domnul avocat, că știți cum sunt chestii, s-o Pepe al nostru. Aici. Deci, trubadurul nostru. Pepe.
doi copii, două fete foarte frumoase, cu Raluca, din familia Pastram. Se căsătoresc, toate bune, la un moment dat Raluca pleacă, toată lumea și-a dat seama că cumva Pepe a fost cel care ar fi fost, conform datelor până atunci, înșelat în așteptări. Ea spune, nu știți totuși, nu știți de fapt cine este Pepe, ca să dăm ambele păreri, și acum fetele erau mai mult la el, spune el. Ea spune, dar vreau dreptul meu să fie jumi-juma, cum ar fi vrut și domnul Ciucu cu domnișoara, exact. Doamne, Sorescu, nu-i domnișoară cu oricine de copil, da, aia zic. Bun. Alt caz și ăla. Da. Da, da, aici. Și acum apare, pam, pam, tatăl următorului copil cu care s-a căsătorit cu domnul Ibrahim după aceea, când a fost după Pepe, mă înțelegi? A așa făcut Gigi, și un copil. Așa Gigi. Și ăla zice, ăla zice că nu e mamă bună, mă înțelegi? Păi ce facem, domn? Păi ce facem? Cheamă părintele să ne facă sfeștanii, că intră necuratul, mă înțelegi, necuratul. Deci... Ai încercat la actorie până acum? Mi-a spus un singur regizor, domnul Șerban Puiu, că m-ar băga într-un spectacol, prinde. După care și-a dat seama că i-a stricat spectacolul, că totuși sunt neprofesioniști, să lăsăm actorii. Adică dacă mă fac și eu actor, atunci Mircea Albulescu ce mai era? Doamne! Bun.